Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 46 din 2023. Este o săptămână cu lună nouă, deci evenimentul numărul 1 al acestei perioade este noua întâlnire dintre Soare și Lună. Numai că va fi o întâlnire foarte specială și imediat voi vorbi despre asta. Dar nu înainte de a vă invita să căutați toate celelalte horoscoape care sunt pe rol, horoscopul lunii noiembrie, astrodrama lunii noiembrie, oracolscop de noiembrie cu mesaje de eclipsă, dar știți foarte bine că de regulă oracolscop eu leg foarte tare și de fazele lunii. Și avem o fază a lunii importantă chiar în această perioadă, adică luna nouă. Altădată oracolscop se numea oracolscop de luna nouă, acum fac unul singur și probabil o să-l leg așa de câte un eveniment. Zilele trecute l-am legat de arhanghelii Mihail și Gabriel, dar putem să legăm și de portalul energetic 11-11, de ce nu, și evident legat și de cele două fazele lunii, luna nouă din Scorpion și luna plină de peste două săptămâni din Gemeni la momentul respectiv. De data asta nu mai avem eclipse, gata sezonul eclipselor pentru vreo 5 luni de acum înainte, dar suntem sub energia eclipselor. Puteți vedea și oracolscop de luna octombrie, unde am oferit mesaje de eclipsă, pentru că energia eclipselor se simte în 6 luni. O lună a trecut, deci ar mai fi 5 și puteți să vedeți și acest film, deși este din luna octombrie. Repetim, la săptămâna 13-19 noiembrie ne apropiem de ieșirea din Scorpion, dar nu înainte ca Soarele și Luna să se întâlnească. Asta înseamnă, de fapt, o lună nouă, o conjuncție, că asta înseamnă conjuncție, mă întreba cineva ce înseamnă conjuncție, o suprapunere, o întâlnire a două planete privite de pe Pământ, evident că nu se întâlnesc din alt punct de vedere, practic luna și soarele au o apropiere, încât nu căutați luna nouă, luna nouă nu se vede, luna nouă este complet neagră, nu este în eclipsă, este neagră, de aceea, peste câteva zile o să o vedeți când se va forma deja faza de crai nou. Cam peste 2-3 zile o să o vedeți în apus sub formă de crai nou. Acum e acolo, lângă soare, dar e o lună nouă specială. De aceea ați văzut și imaginea pe care am folosit-o, că este între Ciocan și Nicobală această lună nouă. De ce? Pentru că este în tirul astral a două forțe. Tot acolo unde Soarele și Luna se vor întâlni, undeva pe gradul 20-21 al Scorpionului, faza maximă va fi undeva la ora 11:30, ora României, pe 13, în acel moment, practic, se va suprapune și Marte peste această conjuncție. Iar în punctul diametral opus, pe gradul 21 al Taurului, iată, totul e acolo pe grad 20-21, se află și Uranus. Practic, în aceste zile, Marte și Uranus sunt în opoziție, dar iată, vin încă două planete în opoziția cu Uranus, sau hai să zicem în tripla conjuncție în jurul lui Marte, Soare, Lună, Marte, cum spuneam. Marte la el acasă, în Scorpion, foarte puternic, foarte ambițios, foarte bătăios. Nici cu Uranus nu ne e rușine, că și el este o planetă de schimbare, de transformare, de eliberare, de independență, de revoluție, încât cam așa este o mare energie de luptă, de război, metaforic vorbind, evident. Războaiele între valori, război în chestiuni financiare, între puteri financiare, de ce nu? Totuși e vorba de o energie de Scorpion încă foarte puternică. Încetul cu încetul veți vedea că de săptămâna viitoare mai scăpăm de energia Scorpionului. Zilele trecute am scăpat prin faptul că a ieșit Mercur de acolo, a intrat în Săgetător, peste câteva zile va ieși și Soarele, iar pe 24 noiembrie, spre sfârșit de lună, va ieși și Marte, încât se liniștește energia Scorpionului, dar care iată cât de zgândărită este. Cred că ați văzut și în jurul vostru câtă agresivitate planează, câtă energie intensă planează. Poate v-ați certat, poate ați intrat în conflicte, poate există sentimentul ăla că parcă nu se mai înțelege om cu om,
Da, se poate întâmpla și lucrul ăsta. E, și cu luna asta nouă, care ce minunat ar fi dacă ar fi doar o întâlnire, soare, lună, acolo, o îmbrățișare extraordinară, care ne îndeamnă la schimbare, la în continuare schimbare. Știu, vă tot spun cuvântul ăsta schimbare, cred că în fiecare săptămână. Dar hai să fim serioși, unii n-am făcut schimbarea cu o lună, alții n-am făcut schimbarea cu două luni. Mai suntem încă în miezul schimbărilor. Și probabil cam atât pentru o perioadă. N-aș spune că toate celelalte zodii prin care se vor aduna planete sunt chiar legate de schimbare. Fiecare are altă energie. Dar Scorpionul, da, este energie de schimbare. Încât într-un astfel de moment putem decide, dacă nu și acționa, că este totuși o energie de acțiune foarte puternică cu Marte acolo, putem acționa în direcția unei eliberări. Deci schimbarea pe care o decidem, acel punct și de la capăt, un final cu rolul de a renaște în altă direcție, Scorpionul este simbolul transformării și al renașterii, al morții și al renașterii, de fapt, dar moarte însemnând ceva care trebuie să cadă pentru a ridica altceva în altă direcție, ne cere curaj, enorm curaj, de a ieși din frici, de a ieși din zona de, las că merge și așa, din comoditatea Taurului, unde este Uranus. Toate aceste planete din Scorpion, știți foarte bine, și luna trecută și luna asta sunt sub tir astral fantastic. Este cea mai mare energie din ultimii foarte mulți ani. Ce-i drept, Jupiter a mai fost pe aici cu 12 ani, așa este, dar nu era Uranus în Taur la momentul respectiv să fie asemenea bombardament astral, care, iată, continuă. Mai avem și săptămâna asta, ia să vedem, mai avem astfel de opoziții? Nu. Nu mai avem opoziții pe axa Scorpion Taur. Cam gata marea confruntare dintre Scorpion și Taur. Nu între zodia Scorpionului și zodia Taurului, între planetele din Scorpion cu planetele din Taur. Care sigur că se produc aceste treceri prin Scorpion în fiecare an, dar nu în asemenea bombardament, cum spuneam, de la Uranus. Da, cu Uranus și anul trecut au fost în opoziție. Și acum 2 ani au fost în opoziție, vor mai fi și la anul în opoziție, dar mai este acolo și Jupiter, ba chiar și Marte, este o raritate, odată la 2 ani trece pe aici. Încât asemenea număr mare de opoziții aproape simultane, că dacă sunt toate aproape într-o lună, sunt ca și cum ar fi simultane, toate astea ne generează tensiune, presiune, așa parcă ne dă ghes ceva, să schimbăm ceva, să plecăm de undeva, să închidem ceva, să terminăm cu ceva care nu ne mai face bine. Și toți pe undeva, poate nu neapărat peste noapte, poate chiar o lună de acum înainte, poate chiar 6 luni de acum înainte, pentru că la urma urmei energia unei luni noi se vede când va fi luna plină în acest sector, ceea ce se va întâmpla peste 6 luni. Deci putem vedea roadele cam la anul, la ceea ce decidem să schimbăm acum, încât nu vă fie frică să schimbați. Și Uranus și Marte sunt planete curajoase, care se aruncă așa un pic în gura lupului, nu se gândesc la consecințe, nu se gândesc la prețul de plătit, nu se gândesc la pericole. Și o astfel de opoziție între Marte și Uranus, da, s-a mai produs acum 2 ani, dar în noiembrie 2021, la fel, între Soare și Uranus acum un an, deci v-am spus că unele se repetă odată la un an, altele odată la 2 ani, dar nu cred că am mai avut o asemenea lună nouă între Ciocan și Nicovală. Unul zice eliberează-te, altul zice afirmă-te, altul zice schimbă, altul zice închide, altul zice deschide, dintre planetele care se luptă acum pentru supremație. Da, sunt între cele două planete de putere de pe hartă. Uranus, pe de-o parte, militantul, războinicul pentru independență, pe când Marte este și el un războinic, dar pentru putere, pentru supremație. Cine știe, poate în perioada imediat următoare, câteva săptămâni, luni de acum înainte, vom auzi undeva pe planeta asta revoluții, lovituri de stat, să sperăm că nu altfel de războaie, un fel de eliberare ale unora de sub un jug, putem spune, un jug financiar. Da, poate inclusiv la nivel micro, noi oamenii putem să luptăm în perioada imediat următoare să ne eliberăm de un jug financiar. O mare rată, o mare datorie, o mare povară,
Toți avem pe undeva un rucsac, mai ales financiar, cu datorii mari, pe care cine știe de când le ducem în spate, că nu le putem acoperi peste noapte. Credite la bancă, ipoteci, chestii de genul, care nu poți să scoți banii din buzunar, să scapi de ele repede, dar poate tocmai spre asta ne îndeamnă. Să facem un efort, nu știu cum, ne dăm peste cap, ne învârtim, să scăpăm de această povară financiară. Acesta este marele eveniment al momentului, deci clar o configurație specială prin faptul că este implicată și această opoziție Marte-Uranus. Dar mai avem parte de câteva evenimente pe parcursul săptămânii. În primul rând, interesantă este și această triplă conjuncție. Hai să scoatem pe Uranus din peisaj. Triplă conjuncție, ba chiar scoatem și Luna din peisaj. Chiar și simpla conjuncție dintre Soare și Marte este interesantă acolo în Scorpion. De ce e interesantă? Pentru că se produce la grad exact acum pe 14 noiembrie, săptămâna aceasta. Dar se va menține, ce-i drept la grade din ce în ce mai multe, se va menține toată luna noiembrie. Atât pe perioada trecerii Soarelui umăr la umăr lângă Marte în Scorpion, după care tot umăr la umăr se vor muta în Săgetător, încât conjuncția asta se menține toată luna noiembrie. O parte, jumătate de lună în Scorpion, jumătate de lună în Săgetător. Când avem pe Marte alături, clar că avem putere, avem ambiție, avem energie, avem dorință de a face ceva, este o planetă de acțiune, este o planetă de schimbare, o planetă de lua taur, de coarne și a face ceva, care iată cât de zgândărit este Marte, de Uranus. Pentru că Uranus este, pe lângă o planetă revoluționară, vizionară, vede lucrurile dintr-un cu totul alt punct de vedere, mai original, mai modern, mai avansat, parcă Uranus ne arată o cale, uite, uite viitorul cât de interesant este, ai putea obține aia, ai putea ajunge acolo, e așa un fel de prevestitor al viitorului, dar de noi depinde să mergem pe calea pe care ne arată Uranus. Unii clar că o să ne opunem, e greu, e complicat, multă încăpățânare, multă rigiditate, mult conservatorism. E o luptă cu conservatorismul, cu obișnuința. Dar m-am obișnuit așa. Ce să schimb? Dar uite ce interesant arată viitorul, zice din nou Uranus. E greu. Pe când alții, da, domne, îmi place lucrul ăla, ce se vede la orizont. Vreau provocarea aia, schimbarea aia, apogeul ăla, prosperitatea aia, succesul respectiv și... De aia ni se umblă foarte tare la ambiție, da, la orgoliu, da. Vrei? Luptă, vrei? Trage, vrei? Înhamă-te, aruncă-te în gura leului. Că pentru unii, da, este o ieșire din zona de banal, de monotonie, de confort, pe care nu oricine o iubește. Nu toată lumea iubește schimbarea. Și de aia o să fie o luptă între comoditatea taurului și marea voință de schimbare a scorpionului. E, cu Marte și Soarele acolo, toată luna, avem ștecherul în priză. Ar fi culmea să nu facem ceva, fiind o planetă de acțiune, o planetă care pune mâna și face. E un cal pus la căruța noastră. Și mai este și Soarele. Deci și Marte și Soarele putem spune că sunt energicii zodiacului, motoarele zodiacului. Marte este un avion. Nu. Marte este o locomotivă, are energia Soarelui, deci este conectat la priză, la o priză foarte puternică, o baterie foarte puternică Soarele, în același timp zgândărit și de Uranus care îi dă viteză. Putem face mari pași înainte, dar probabil schimbând ceva, schimbând metoda, schimbând instrumentul, schimbând calea, schimbând strategia, nu mergând pe aceleași strategii și căi și instrumente de până mai ieri. Alea care s-au dovedit a fi învechite. Uranus este o planetă a înnoirii, a inovației, a modernismului, a spiritului vizionar, de care vă ziceam. Deci e momentul să schimbăm ceva la noi, la metoda de lucru, la locul de, în care ne aflăm. Un artificiu acolo care să dea vieții noastre un suflu mai nou. Inclusiv chestiuni financiare, gen vă cumpărați un calculator mai performant, o mașină mai performantă, un aparat mai performant. De ce? Ca să vă faceți munca mai eficientă. Nu o să fie o perioadă în care dăm banii pe fleacuri, pe lucrușoare
ci mulți ne vom cumpăra lucruri în perioada asta pentru că vrem să fim mai eficienți, pentru ca munca noastră să fie mai rapidă, mai bună, mai performantă. Da, Marte și Uranus, zgândărite una pe alta, parcă vor să se depășească una pe alta, să se autodepășească. Hai că pot, hai că există și nivelul următor, evoluție, creștere, dar cu stimulente, cu motivație, clar. Pentru unii, clar, motivația este puterea, pentru alții afirmarea, pentru alții afirmarea valorii, arătarea valorii, pentru alții bani, de ce nu? Pentru bani, pentru câștig, pentru profit, ne autodepășim. Deci, la grad exact, Soare conjunct Marte în Scorpion, motorul care primește benzină de la Soare și care, pe de altă parte, este zgândărit de Uranus, să facem mari pași înainte. Și când zic mari, poate fi un real salt înainte. Evident, prin curaj, prin efort, prin muncă, nu prin noroc. Nu e o chestiune de noroc. Norocul nu este nicăieri în perioada asta. E propria noastră voință de a ajunge acolo unde ne-am propus. Ce mai avem în perioada asta? Soarele și Marte, de acolo unde sunt, numai că sunt în tirul astral al lui Uranus. Dar în același timp, așa mai către final de săptămână, mai către 17 noiembrie, împreună stând la oaltă, la ieșirea din Scorpion, vor primi un trigon de la Neptun. Sigur, astfel de trigoane se tot formează o dată pe an. Dar e interesant de data asta pentru că e simultan. Și Pluto are o treabă cu planetele astea de la ieșirea din Scorpion, că Pluto este la ieșirea din Capricorn, deci formează sextile. Neptun formează trigoane cu planetele la ieșirea din Scorpion și Uranus deopotrivă. Deci toate cele trei planete îndepărtate din sistemul nostru solar trimit către această conjuncție energie. Cu alte cuvinte, Universul conspiră pentru noi. Ne dă ce ne trebuie. Doar de noi depinde să folosim aceste instrumente. Ne dau tenacitate, ne dau resurse, ne dau energie, ne dau chef, ne dau inspirație. Dacă avem urechi de auzit și brațe de primit aceste instrumente pentru a le folosi în beneficiul nostru, beneficiul nostru fiind un mare salt înainte, așa cum spuneam. Salt înainte, nu salt înainte culcat, cum se zice în armată. Da, mai avem și un sextil, undeva pe 15, între Mercur, care este la granița dintre Săgetător și Capricorn, și în același timp în sextil cu Venus, care și ea este la granița dintre Venus și Balanță. Un aspect care tot așa se menține toată luna, pentru că se formează atât cu planetele într-o zodie și se va menține aspectul și după ce cele două planete se mută în zodia cealaltă. Cele două planete vor sta așa legate de acest sextil cam toată luna. Acum, odată ce amândouă aproape simultan au intrat în câte o zodie, Venus a intrat în Balanță și Mercur a intrat în Săgetător săptămâna trecută, și vor merge așa în sextil multă vreme de acum încolo, până luna viitoare, practic, când sextilul se va menține și când cele două planete vor trece în zodia imediat următoare, adică Venus în Scorpion și Mercur în Capricorn. O alianță, o coaliție foarte bună, o colaborare foarte bună. Poate fi o colaborare minunată pentru studiu, pentru călătorii, gen plecăm într-o călătorie și găsim acolo niște tovarăși foarte buni cu care ne simțim bine, o perioadă foarte bună în plan relațional, comunicare foarte bună între cei doi de cuplu, de exemplu, colaborare foarte bună în orice fel de parteneriate, de afaceri. Poate fi o perioadă în care semnăm contracte, inclusiv chestiuni astea foarte oficiale, juridice, de ce nu, o vizită la notar, o vizită cine știe pe la ce instituție pentru a ne da acolo o semnătură sau primim o aprobare sau un contract care ne este necesar. Poate fi o perioadă în care semnăm contracte de colaborare, dar și ne putem înscrie la cursuri, facultăți, ceva de genul, în care vrem să devenim din ce în ce mai buni.
Dar cum Mercur se ocupă foarte mult cu mentalul, poate fi și o perioadă cu fantastică inspirație. De ce nu? Inspirație de, chiar și artistică. Cine are veleități artistice să se așeze la masa de scris, că poate să iasă de acolo o carte interesantă sau poezie sau muzică. De ce nu? Elementul artistic poate fi plin de inspirație. Comunicăm foarte inspirațional, foarte artistic. Simț estetic, simț artistic foarte dezvoltat în perioada asta, încât ar fi bine cine comunică și are nevoie de un dram de dulceață, de metafore, de simbolistică, de filozofie, de frumusețe, ar putea să se folosească de acest sextil nemaipomenit. Către finalul lunii, sau mai bine zis luna viitoare, când sextilul se va mai menține, dar după ce celelalte două vor trece în Scorpion și respectiv Capricorn, nu o să mai fie aceeași metaforă, aceeași frumusețe. Dacă sunteți artiști, prin definiție, puneți mintea la contribuție că poate să iasă ceva interesant, cu mult talent. Cam astea sunt aspectele săptămânii cu numărul 46. Săptămână nu foarte bogată în evenimente, dar cred că astea care sunt interesante. Și de aceea trebuie să ne folosim de luna nouă, minunat momentul pentru o setare de intenție. Știți că e un moment bun la capitolul ăsta și cum este și Marte și Uranus acolo, ne pot ajuta să punem și în practică intenția, să nu rămână doar la nivel teoretic, ce mult mi-aș dori cu tare lucru. Îmi doresc cu tare lucru și mă apuc să fac cu tare lucru, încercând o metodă mai originală. Gândiți-vă un pic în perioada asta cu luna nouă Scorpion și cu această opoziție, gândiți-vă la o dorință pe care poate ați avut-o și înainte și n-a funcționat, n-ați ajuns acolo unde trebuie. Reiterați-o, scoateți-o de la naftalină, realimentați-o, tot pe aia, de acum un an, de acum doi, de acum șapte, dar nu la fel. Schimbați tactica, schimbați instrumentul, dorința păstrați-o, dar metoda de a ajunge acolo trebuie upgradată, că de aia își bagă coada Uranus, că de aia își bagă coada Marte, care ne cer, da, se îndeplinește, cineva acolo sus te aude că iată este implicat foarte tare și Neptun, sunt toate planetele implicate în perioada asta, ce să mai vorbim? De aia parcă cineva sus acolo ne aude, sau mai bine zis, tot universul conspiră, precum un alchimistul, dar de noi depinde să schimbăm un pic metoda, nu încercând metoda de data trecută. Dacă n-a mers dorința, intenția asta acum un an, înseamnă că pe undeva trebuie să o readucem în lumină, dar încercând altă cale, mai nouă, mai curajoasă, poate chiar și cu un dram de risc acolo, poate eliminând ceva de data trecută care ne dăm seama că n-a funcționat, schimbând ceva, o dată din un parametru al mașinăriei noastre trebuie schimbat. Pentru că da, îmi inspiră o mașinărie. Marte, în opoziție cu Uranus, implicată în luna nouă, e un roboțel acolo, care abia așteaptă să facă ceva în beneficiu nostru. Nu un roboțel, e inteligența artificială de-a dreptul, care așteaptă doar de la noi comanda, cu tare. Și ea, inteligența artificială, știe încotro să ne ducă pe altă cale. Clar că vine de la noi dorința, voința, ambiția, decizia, că Marte și chiar în opoziție cu Uranus îmi inspiră foarte mult liber arbitru. O fi universul care conspiră, dar cumva universul stă la comanda noastră. Alo, universul, vezi că vreau cu tare lucru. L-am vrut și anul trecut, l-am vrut și acum 10 ani. N-am ajuns acolo, dar cred eu că se poate. Schimbă metoda. Schimbă softul, schimbă traseul, reconfigurare traseul, da, asta va fi. Și pe alt traseu o să ne atingem destinația, că e multă energie de schimbare și de atingere de țeluri în perioada asta. Cam atât am de zis în introducere, cam mult, am vorbit ca de obicei. De aceea, acum vă invit jos în descriere să căutați minuturi secunda de unde începe zodia care vă interesează, în zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare celei ascendente și să dăm drumul la săptămâna cu numărul 46, cu luna nouă. O săptămână cu noutăți și schimbări minunate vă doresc!
Voi berbece sunteți printre primii vizați de mari transformări, de mari schimbări. Această săgeată care se formează acum între Uranus și cele trei planete buchețel acolo în Scorpion, vă trimite această săgeată o ambiție fantastică. Poate mult mai mare decât ce ați mai avut voi în ultima perioadă. Se știe că sunteți un ambițios prin definiție. Dar parcă de data asta se naște în voi o superputere, un curaj nebun, o asumare de risc. Vreți ceva cu orice preț. Dar ceea ce vă doriți voi în acest moment, dar probabil e cu bătaie lungă, nu înseamnă că ajungeți peste noapte acolo, ceea ce vă doriți e mult peste tot ce v-ați mai dorit din același punct de vedere. Ați ridicat ștacheta. V-ați setat o intenție mai mare ca oricând, tocmai de aia am zis superputere, nu o putere, o superputere pe care o puneți în joc pentru a vă atinge acest mare scop. Totuși sunteți conștienți de nevoia schimbării. Acea metodă nouă de care am zis în introducere o veți aplica. Vreți să ajungeți acolo, pe un anumit vârf, pe un anumit apogeu, conștienți că nu mai merge ca până mai ieri. Și de aia faceți un mare pas înainte, salt înainte. Vreau lucrul ăla. Nu l-am obținut data trecută. Am mai încercat. N-a funcționat. Poate pentru că nu mi-am canalizat eu toată energia. Cred că asta veți descoperi, că sunteți mai puternici decât credeți, că puteți mai mult decât credeți, că aveți o resursă mai mare decât știați. Parcă dați la o parte așa un capac, la o cutie și descoperiți acolo ceva ce poate doar sperați să aveți și nu știați că și aveți. De aia este o superputere pusă acolo în sertar. O idee genială. E ca atunci când aveți nevoie de niște bani. Nu e vorba de bani aici, dar cine știe. Aveți nevoie de niște bani și cu mulți ani în urmă ați pus voi undeva o sumă într-un cont de care nu v-ați atins. Și o descoperiți, vi se spune, vi se insuflă ideea, du-te și caută în contul ăla. Dar între timp contul ăla, cine știe, poate s-a mărit, poate a crescut. Sau vă spune, între ghilimele, bunica, du-te și caută în curte că este o comoară de la străbunicul, citire. E, descoperiți o comoară la voi. Și de aia este superputere. Descoperiți că știți ceva, că puteți ceva, că dețineți ceva și n-ați folosit până acum. Căutați-vă mai bine. Ați trecut prin multe transformări în ultima perioadă, ați făcut multe schimbări, o să mai faceți în continuare, încă vreun an și ceva de acum înainte. Deci toată lupta asta pe care a dus-o cu voi înși vă, clar v-a dus pe un nivel superior. E, acum vă doriți ceva mai mult decât înainte. Cu o treaptă mai sus, cu 10 trepte mai sus, că unii aveți și o dorință de creștere mai mare ca oricând. Puteți ajunge acolo. De aceea căutați care e nivelul următor, setați-vă obiective din ce în ce mai mari, ridicați-vă ștacheta, puneți-vă la contribuție toate calitățile, descoperindu-le și pe alea pe care nici nu știați că le aveți. Taurii, clar că sunteți acolo vizați de această lună nouă foarte tare, pentru că este Uranus la voi în ogradă și joacă un rol marcant de trigger. El e declanșator. Gloanțele sunt în partea cealaltă, dar el trage. Trage cu energia Scorpionului. Ce drept poate și voi sunteți provocați din alte părți. Apare o șansă, dar de loc ușoară. E cu bătaie de cap. E cu luptă. O șansă de a cuceri ceva, de a obține ceva, de a începe ceva, de a schimba ceva, dar probabil și schimbarea asta întâi implică să dați ceva jos ca să reconstruiți în altă direcție. În orice plan al vieții ar fi. Care, da, vi se cere curajul de a rupe ceva. De a rupe niște lanțuri, de a rupe niște convingeri limitative, de a rupe comoditatea, de a rupe ceva ce vă ținea în zona voastră de las că merge așa, las că e bine, e viața mea, am minimum necesar, am strictul necesar, e bun și așa. E, se pare că acum ce apare e mai mult de atât.
E dincolo de strictul necesar, așa este. Tocmai de-aia unii poate nu o să vreți să vă aruncați în zona asta de provocare, de mai mult decât atât. Pe principiu, da, n-am ce-mi trebuie. Ce-mi trebuie mie mai mult? Ba da, unii o să vreți mai mult. Extindere, creștere, dezvoltare, dar e cu bătaie de cap. Parcă trebuie să schimbați metoda. O metodă din viața voastră. O upgradare e conform altor timpuri, nu mai sunteți cel de ieri, v-ați maturizat, v-ați transformat, v-ați actualizat conform vremurilor pe care Uranus, clar că vi le-a tot arătat în ultimii ani. V-a arătat că există și altă generație și alte timpuri și modernism și tot felul de chestii conform secolului actual și nu altuia de odinioară. Dar sunteți conștienți că trebuie să renunțați la ceva din urmă. Și aia m-am gândit la convingeri limitative. Convingeri limitative sunt lucrurile pe care le zicem eu întotdeauna doar așa fac, eu nu mă abat, eu niciodată, eu mereu, dar care de fapt ne limitează. Și o să vă spună Uranus în perioada asta. De ce faci aceleași lucruri conform eu niciodată? Transformă niciodată în da, de ce n-aș încerca și altfel? Da, de ce n-ar fi și altă variantă? Și de cred că acest Uranus și toată nebunia asta are rol de vindecare a acestor convingeri limitative, arătându-vă că, ba da, există și altceva, alte metode, altă viziune. Da, altă viziune cred că este, pentru că Uranus este o planetă vizionară și vă arată, uite, ceea ce visezi tu există. Nu există. Eu niciodată nu o să ajung acolo. Eu niciodată nu o să fiu fericit. Eu niciodată puncte. Și această conjuncție, luna nouă, vă spune, ba da, se poate. Ba chiar poate vi se dau și exemple. Uite, ăla a reușit, uite, ăla a reușit. De ce nu? Și vine un moment ăsta de curaj, pentru voi, evident, de a face ceva ce poate alții n-ar face. Acel eu niciodată se transformă în măcar o dată. Poate e șansa mea, poate doar acum pot face lucrul ăsta. Da, un pic zgândărit de cineva, de ceva, de o șansă, de o ocazie, de o oportunitate care vi se oferă aici și acum. Nu se știe dacă o să mai aveți peste o lună și tocmai de-aia ziceți, măi, dacă nu acum, atunci când? O fac, mă arunc. Parcă e curajul ăla ușor nebun, da, Uranus este o planetă ușor inconștientă, e curajul ăla nebun de a face ce vă ajungați în gura lupului, dar știți cum? Precum omul ăla care, înainte de a face o operație fără anestezie, pe vremea vracilor, nu venea anestezistul să facă o injecție înainte de operație. Și respectivului se dădea o dușcă de tărie. Asta faceți voi acum. Luați o dușcă de tărie, un moment ăsta de curaj să faceți un lucru, da, poate ușor riscant, periculos, dar iese de minune. Asumați-vă o nebunie, asumați-vă o năstrușnicie, o ciudățenie. Clar că unii o să zică, băi, ești nebun că faci chestia asta. E și ce? E nebunia voastră, iar din nebunia asta, chiar ușor infantilă, ușor adolescentină, poate să iasă o schimbare de proporții. Gemenii, ați avut voi multă răbdare, a stat, ați așteptat, parcă așteptați de undeva un verdict. Nu prea stăteam puterea voastră să faceți un lucru, depindeați de acest verdict, răspuns, mesaj venit din altă parte. Și nu venea. Și de-aia ați pierdut timp. Începe să conștientizați această pierdere de timp. Și s-ar putea să aveți pe parcursul acestei săptămâni un moment de ăla de o frază, va începe cam așa. Cât să mai aștept să se miște cu tare, să vină cu tare, să-mi dea cu tare, să facă altul cu tare, pasați totul la altul. Și de aia nu venea. Că ăla n-avea niciun interes să vă dea ceea ce așteptați voi. Și de aia vine momentul ăsta de conștientizare că uneori, dacă vrei ceva în lucru, vrei ceva în viață, cel mai bun lucru este să faci singur, să pui mâna și să faci. Lucru manual e sfânt, nu? Dacă vrei ceva să fie bine făcut, fă-l singur. E, veți face un lucru, da, pe care l-ați visat că poate mi-l dă cu tare, poate îl face cu tare, că o fi de datoria lui, dar dacă respectivul nu se mișcă,
Cred că a venit vremea să puneți voi mâna pe unelte și să faceți lucrul ăla. Să decideți lucrul ăla, să schimbați lucrul ăla, să plecați, să ceva, o acțiune, clar. E o decizie care se transformă în acțiune. Fără să mă așteptați nicăieri. E, va veni un verdict, dar e propriul vostru verdict. Și când zic verdict, e momentul ăla de decizie personală care are la bază o ambiție și care vă treziți așa într-o dimineață și spuneți, și ce? Eu de azi înainte, puncte, puncte, asta fac. Dar ce puneți după puncte, puncte, e de fapt ceea ce ați aștepta să vină de la altul. Ce rost are să mai așteptați de la cutare, cutare, cutare? E self-service aici, autoservire. Până acum aștepta să vă servească altul, e, acum ziceți, nu, fac eu, stă în mâna mea, eu fac mai bine, independență, curajul asumării propriei răspunderi, e voință proprie și care se transformă în succes, al vostru, evident. Nu o să mai depindeți de nimeni, nu o să împărțiți succesul cu nimeni, nu o să trebuiască să arătați recunoștință nimănui pentru că voi singuri faceți lucrul ăsta. Stă absolut în puterea voastră să reușiți ceva de zile mari. Racul, sigur că vă marchează foarte tare o energie de apă atât de puternică acolo, luna nouă, plus acel minunat trigon de care vă zicea, tripla conjuncție în Scorpion, trigonul de apă de la Neptun, în același timp, pe voi, zodie de apă, vă susține. Vă dă o energie fantastică, un curaj, clar, e o perioadă de curaj, o perioadă de nebunie. Și ce, la ce vă ajută pe voi această nebunie este să vă rupeți din lanțurile cuiva, din manipularea cuiva, din parcă a stat o vreme la cherem cuiva care a făcut ce a vrut din voi, v-a manipulat, v-a folosit, v-a învârtit, v-a sucit, v-a aburit, ați depins de el, mă rog, o să fi iubit, poate era prieten, poate aveați niște afaceri comune, deci ați depins într-un fel de acest om, dar care a cam exagerat în a se folosi de bunăvoința voastră, bunătatea voastră, mai bine zis, de resursele voastre. Și cum Uranus are energie revoluționară, inspiră ideea de război de independență. Ei, veți fi iobagul care se ridică împotriva nobilimii și începe răscoala. Ce e război de independență? E de drept răscoală. Pentru că vreți să vă rupeți de sub jocul acestui om. Ideea de Scorpion implică foarte mult joc de asta, de manipulare, de control asupra voastră, v-a avut așa pe degete, parcă ați fost o marionetă în mâinile acestui om și v-ați trezit. Cum o lună nouă este un moment de noi începuturi și luna este direct implicată în povestea asta, luna fiind guvernatoarea voastră, într-o energie de apă extrem de puternică, deschideți ochii, opa, mă manipulează, mă manevrează, mă joacă pe degete, mă face ce vrea din mine, sunt păpușa lui, sunt pionul lui, sunt la cheremul acestui om, cine o fi? Dacă nu e un om, e o situație, o instituție, o sumă de bani. Parcă depindeți de ceva și ca să aveți lucrul ăla, să păstrați lucrul ăla, ați cam făcut ceva cerut respectiva situație. Dar asta e momentul vostru de deschidere a ochilor. Stop manipulare, stop joc, nu mai sunt marionetă. Cel care până mai ieri era jucat pe degete, se ridică de jos și își impune punctul de vedere și s-ar putea să o faceți extrem de, poate chiar de agresiv. Nu e genul vostru, dar s-ar putea să fiți foarte agresiv, să vă ridicați, să vă revendicați libertatea, drepturile, cerând ce vi se cuvine. De fapt, vă cereți eliberarea de sub manevrele acestui om. Om, situație, ce-o fi. Inclusiv în plan sentimental, v-a dus așa un pic cineva cu zăhărelul și de dragul acestui om, probabil v-ați dat și cămașa de pe voi. Stop, o să ziceți. Rămâne de văzut ce urmează după o astfel de revoluție. Că după revoluție poate veni haos, că după revoluție poate veni regretul. O grămadă de lucruri pot să vină ca emoții, ca stări, după ce ați dat jos de pe pedestal pe manipulatorul șef. Unii poate v-ați obișnuit să fiți manipulați și dintr-o dată, hop, și eu ce fac cu viața mea acum?
Nu-i nimic, o să o reconfigurați, o să o rescrieți, că orice nou început implică o ruptură înainte, o moarte înainte. Ceva moare ca să renașteți voi cu cu altă energie și cu propriile puteri la purtător. Voi, leii, sunteți într-o stare de surescitare foarte puternică. Parcă sunteți un cal de la de curse care tropăie înainte de a porni în alergare. Presimțiți că vi se pregătește ceva sau pentru unii poate chiar dați drumul la cursa respectivă. Unii parcă ziceți, mai e prea multă tensiune în jur, prea multă energie războinică, multă presiune pe umerii voștri și încercați să țineți sub control această fantastică energie. Pe când alții, cu trei planete acolo în Scorpion, apăsați trăgaciul și o zbughește calul vostru în cursă. Veți fi trei tipuri de lei în perioada asta. Leii care mai așteaptă, reușesc să-și țină sub control, pun frână, blochează o anumită schimbare. Alții vă pregătiți, e ca la semafor. Trei culori de semafor o să fie. Pe roșu, cel care stă, așteaptă, nu-i momentul, dacă fac ceva acum s-ar putea să distrug tot, s-ar putea să greșesc, s-ar putea să arunc în aer o bombă și aceia sunteți pe roșu ca la semafor. Alții pe galben, niște căiuze de aia care tropăie și se așteaptă marele start într-o mare schimbare. Dar vine și verdele la semafor și aceea veți fi o altă serie de lei care o zbughiți ca din pușcă într-o schimbare mult visată, mult dorită, mult pregătită probabil. Dar tot nu vine momentul. Rămâne de văzut ce veți face fiecare cu cele trei energii pe care le aveți la dispoziție. Că e multă energie, ar fi culmea să o lăsați în așteptare. Dar unii simțiți că ați putea greși sub impulsul ăsta al momentului, sub furtuna asta de energie, ați putea apăsa prea tare un buton acolo și cine știe ce iese. Marte, în opoziție cu Uranus, e o bombă. O bombă de război, o bombă de tensiune, o bombă de cine știe ce prostie spun, cine știe ce prostie fac. Poate și un dram de inconștiență așa. Și de-aia unii ține sub control. Măi, nu, e în beneficiul meu să tac, e în beneficiul meu să stau, să mai aștept, să se mai risipească un pic energia asta atât de mare, de furtună. Pe când alții vă aruncați. Și aceia foarte curajoși, că sunteți și o parte extrem de curajoși și curajul aproape frizează nebunia din anumite puncte de vedere, dacă e război de independență sau revoluție, cine știe ce revoluționați voi? Revoluționați viața personală, cea profesională, poate fi și o astfel de mare răsturnare. Ca la revoluția din 89, cam asta o să fie. Dați jos un regim, renunțați la dictatura cuiva, rupeți niște lanțuri, fac ceva ce n-am fost lăsat să fac toată viața sau, mă rog, o perioadă, uite, n-am avut voie, mi s-au încălcat drepturile, libertățile, am fost închis așa în ghearele cuiva, dar gata, domne, până aici spuneți voi și rupeți lanțurile. E o rebeliune, da, asta e cuvântul, rebeliune. E răscoala, e cel care se ridică împotriva cuiva. Și probabil vă ridicați împotriva unei puteri care v-a tot spus nu, nu e voie, nu tu, nu acum. Ba o să-i arătați că voința e la voi, butonul e la voi, că uneori la revoluție ăla de la putere este dat la o parte și vine următoarea putere și acela puteți fi voi. Fecioara, mare grijă la ce decizie luați voi în perioada asta. O decizie pe care după aceea o să o puneți în aplicare. Nu rămâne simplă vorbă, nu rămâne simplă idee, nu rămâne ce-ar fi să. Și veți spune ceva foarte tranșant, dar aveți mare încredere voi în acest cuvânt. E un cuvânt născător. Sunt cuvinte
care ajunge, sau hai să zicem fraze, nu neapărat cuvinte, sunt uneori fraze de la care ceva se naște, ceva pornește. Exemplu, în momentul când spui da la primărie când te căsătorești, s-a născut o căsnicie, un simplu da. Cetățene, vrei? Da. Și din acel da s-a născut ceva. Asta urmează să faceți și voi acum, să spuneți ceva, o afirmație, o declarație, poate să și semnați ceva, cine știe, din care se va naște ceva interesant. Acțiune nouă, schimbare, alt stil de viață, o etapă nouă, o energie nouă, un ritm nou. Da, cred că este un cuvântul, afirmația, declarația pe care urmează să o faceți, are rol de accelerație. E un buton care mărește ritmul de evoluție al unei situații în viața voastră. Poate ceva lâncezea, poate ceva stagna, poate stăteați cu ochii în soare, poate vine sau nu vine. E, acum acest buton, odată apăsat din proprie voință, dă drumul la o etapă net superioară. Merg mai repede, merg mai bine, e o creștere, un superlativ acolo, e comparativ cu ce a trăit înainte, în același plan, parcă dintr-o dată a spus drojdie și crește. Ce-o fi? O afacere care crește, o relație care înaintează. E un flux de idei, de energii, de schimbări, parcă intrați în plină furtună de schimbare benefică de data asta. Și de aia este născător, creator, cuvântul ăla pe care urmează să-l spuneți e creator. Creator de viitor, creator de sens, creator de ceva nou, creator de lume. Sunteți creatorul propriei vieți în perioada asta și ajunge doar să spuneți ce vreți, să puneți în aplicare ce ați decis și apoi să și alergați, să vă conduceți mașinăria asta către succesul pe care tocmai vi l-ați setat. Balanța. Posibil că această perioadă să vă dea un sentiment că ați ajuns la maximum la care se putea ajunge dintr-un anumit punct de vedere. Ați muncit la ceva, e ca atunci când construiți o casă. Imaginați-vă că ați construit ceva în viața voastră. Și acum sunteți la final și vedeți casa. Gata, ce să mai faceți? I-ați pus tot și tablourile pe perete. Ce să mai vreți din lucrul ăla? Într-un astfel de moment a venit vremea să vă bucurați de acele rezultate, să scoateți la înaintare, să spuneți ce minunat este. Atâta doar că s-ar putea momentul actual să fie punctul culminant. E ca la un film. A fost un film care a durat 30 de sezoane și nu se mai ajungea la deznodământ. Și iată, se decide finalul acestui film. Dacă când e mai intens și mai palpitant și mai vă ține în tensiune ca să iasă minunat, acum se clarifică acțiunea filmului sau a construcției voastre. Și clar, se termină. După aia vă bucurați de ceea ce ați realizat, ați cules recolta, ce să mai faceți la recolta aia dacă ați cules-o? Vă bucurați de ea, o vindeți. E un nivel maxim, mai mult de atât ce să-i cereți. E, da, de fapt, pentru voi nivelul maxim nu e gata, stau și mănânc din hambarul ăsta o viață întreagă. Voi v-ați dat seama că puteți ajunge atât de bine, ați ajuns la maximum la lucrul ăsta, dar vreau și altceva. Nu la același lucru, altceva. Dar parcă ridicați ștacheta. E o motivație fantastică. Dacă am ajuns aici, dacă am făcut asta și uite ce bine mi-a ieșit, sau, mă rog, uite ce rezultate am obținut, am terminat casa, dar pot să-mi fac o altă casă. Și vă setați un obiectiv și mai și. Unii o să vă spună, da, mulțumește-te cu casa pe care ai obținut-o, e minunat și rezultatul ăsta. Măi, nu, eu pot mai mult. Câtă energie motivațională este în perioada asta cu Uranus, Marte, acolo, mulți o să ne setăm obiective colosale, net superioare celor anterioare. Unii vă setați un obiectiv, dar parcă e cam îndrăzneț. E un obiectiv pe care vreți să-l obțineți foarte repede. Ceva de genul, băi, am muncit la casa asta 3 ani. O fac una mai mare, mai frumoasă, precum la meșterul Manole. Fac o mănăstire mai grozavă, dar nu mai lucrez 3 ani, lucrez 3 luni.
Ești nebun, o să zică lumea. Măi, ești și mai mare, și mai repede, eu cred că exagerezi un pic în resurse. Dar ceva vă spune că puteți. Da, e o nebunie. Veți intra într-un circuit colosal. Timp, resurse, prea multul ăsta, mult exagerat, clar că o să vă și streseze la un moment dat, dar vă simțiți în stare. Vă setați un obiectiv net superior din toate punctele de vedere, și consum, și timp, și mai ceva ca cel pe care l-ați atins, dar pentru unii e o nebunie. Scorpionul, e luna nouă a Scorpionului, sunteți în centrul atenției, este momentul vostru de setare de noi obiective, de scopuri, de sensuri noi de mers. Și vă amintiți, într-un astfel de moment, de un vis neatins de voi înainte. Dar n-ați renunțat la el. Ați alergat după el ani de zile și nu se materializa. E această opoziție, Marte-Uranus, vă zgândere. Vă zgândere ambiția. Ceva de genul, măi, eu chiar sunt incapabil să-mi ating țelul ăsta? Uite, celălalt cu un țel similar și l-a realizat. Eu de ce nu? E, pentru voi este o trezire la realitate, o zguduire zdravănă pentru voi înși vă. Voi vă zguduiți, nu vă zguduie nimeni. Mă rog, se poate și destinul într-un fel sau altul să intervină. Dar vă zguduiți pe voi, vă luați așa singur de guler. Măi, băiete, doar atâta poți? Da, lasă că-i confort, că-i comod, că-și las că merge și așa zice alter ego din voi. Dar pe de altă parte, cele două planete, inclusiv Marte, care este guvernatorul vostru și care va primi foarte curând și sextilul de la Pluto, celălalt guvernator al vostru, deci e un fel de tragere de ureche, autotragere de ureche. Și vă setați obiectivul și vă resetați obiectivul, îl scoate de la naftalină, pe ăla de odinioară, pe care nu l-ați atins. Cum, bă, eu chiar nu pot să fac lucrul ăsta? Erau alte condiții atunci, nu era Jupiter să vă zgândere, nu a fost cumul ăsta de ambiționare, parcă ați fost săgetat, dar toate săgețile astea, că mamă ce a fost pe axa Scorpionului, toate săgețile astea din ultima perioadă, poate de vreo câțiva ani încoace, nu neapărat din ultima lună, toate astea au fost pentru voi stimulente. Hai, dar chiar tu nu poți? Dar v-a stimulat la ego, dar v-a stimulat la mândrie, dar v-a stimulat la ambiție, cum, măi, chiar nu pot, pot, sigur că pot. Și vă setați un obiectiv, nici nu știți de unde scoateți energia, voința, motivația din voi și s-ar putea să o obțineți foarte repede, aproape miraculos, ceea ce ani de zile n-ați obținut. Vă adunați forțele, faceți un mare salt înainte. Imaginați-vă că ați încercat să săriți o groapă până acum și ați sărit odată de 100 de ori și n-ați reușit să treceți groapa, pentru că nu vă luați elanul. E acum, cu energia asta atât de motivantă, vă luați un elan, că zburați peste groapa aia și vă iese lucrul ăla care nu v-a ieșit ani de zile. Recuperați tot timpul pierdut, vă vedeți puterile. Până acum ați trăit așa într-o iluzie. O iluzie a nu potului. Nu, eu nu pot să sar groapa asta. Și acum ziceți, chiar nu pot? Păi sigur că pot. Uite, colegul poate, uite, cu tare poate. Mă uit la mine în oglindă, pot. Și veți încerca, dar nu veți încerca, veți și reuși să obțineți o mare reușită, o mare victorie, repetând aceeași situație care de nu știu câte ori ați ratat-o. Poate chiar razant ați ratat-o. Ați căzut înapoi în groapă, dar așa, pe ultimul centimetru. Ei, acum săriți groapa. Uite așa. De ce? Pentru că ați acumulat experiență, pentru că căzând odată, de două ori, de 100 de ori, normal că ați învățat ceva din asta și acum veți recupera toate eșecurile anterioare printr-o reușită care vă face mândru. Voi, săgetătorii, sunteți într-un moment în care, că vă place, că nu vă place, metaforic sau nu, vă veți cam da demisia dintr-o activitate.
Am zis metaforic sau nu, pentru că unii poate chiar veți face lucrul ăsta. Vi s-a umplut paharul din anumite puncte de vedere. E un prea mult pe un anumit plan. Munciți prea mult, dați prea mult, trageți prea mult, renunțați la prea multe. Deci e un sentiment de nu mai pot, până aici. Și de-aia aveți curajul nebun de a vă duce în fața unei autorități, cine o fi respectivul, și să-i depuneți demisia. Pe principiu, nu mai am ce să-ți dau. Nu mai pot să dau. Nu mai vreau să dau. Poate este mult, nu mai vreau. Nu neapărat nu mai pot. Poate fi și neputință. Dar și nu mai vreau. Simțiți că în povestea asta pe care sunteți gata să o părăsiți, așa, destul de abrupt, destul de tranșant, ați tras numai voi. Ați muncit enorm, ați sacrificat enorm, ați făcut pentru altul, ați fost un simplu pion pe masa de șah al cuiva și aveți și voi orgoliul vostru, mândria voastră, cererile voastre, drepturile voastre. Cred că a fost o perioadă în care doar ați avut obligații, dar drepturi mai puțin. E, a venit vremea, conform unei revoluții personale, să vă cereți drepturile. Și de-aia, când vă duceți cu demisia, poate metaforic vorbind demisia, poate întâi vă cereți niște drepturi. Fac cu tare, fac lucrul ăsta în continuare, că de, poate e datoria mea să o fac, dar vreau aia, vreau aia, vreau aia. Fără a cere nebunii, cereți ce vi se cuvine. Numai că în unele cazuri, respectivul autoritate, cine o fi, nu poate, nu vrea, se eschivează să vă îndeplinească dorința. Și de-aia vine un ori-ori din punctul vostru de vedere. Ori îmi dai ce mi se cuvine, fără pretenții colosale, e doar ce mi se cuvine, ori am plecat. Ori am rupt înțelegerea. Ori adio și n-am cuvinte. Indiferent despre ce e vorba. Poate fi o demisie personală, adică vouă vă impuneți o demisie, ceea ce înseamnă că vă uitați într-o oglindă foarte serios și spuneți lui în oglindă, măi, nu e bine, ai o viață haotică, ai niște obiceiuri proaste, ai un viciu, ai o problemă, vă uitați la voi înșivă. Dacă nu faci schimbarea acum, ne supărăm și poate chiar e propria voastră demisie. De azi înainte, spuneți voi, de la luna nouă încolo, nu mai faci cu tare lucru, că altfel, vezi tu, poate fi o chestiune de sănătate, vă lăsați de un aliment, de un viciu, de un obicei prost, dar vi se cere tăiat în carne vie. Nu e, hai, lasă, mai trage o țigară și săptămâna asta și încă una săptămâna viitoare. Nu, e ori-ori. Deci este demisie dintr-o activitate sau dintr-un job sau dintr-un rol sau dintr-o etapă de viață dorind să lăsați ceva ce nu mai aveți nimic de câștigat de acolo. Doar dați, doar plătiți, doar munciți, doar pierdeți. Și din demisia asta, metaforic vorbind, sau poate nu-i doar metaforic, unii chiar veți face lucrul ăsta, începe o viață nouă. Vă veți renaște, vă veți reveni și probabil într-o zi o să vă lăudați singur, o să vă felicitați singur de cât curaj ați avut să ziceți odată pentru totdeauna. Știi ce? Adio. Am plecat, am renunțat, am tăiat. Nu mai fac lucrul ăsta. Ori vouă, eu nu mai fac lucrul ăsta și ce bine o să mă simt într-o zi, ori spuneți altcuiva și din nou într-o zi o să vă simțiți eliberat că ați avut curaj. Capricornul, într-un astfel de moment puteți descoperi cine vă este cu adevărat aproape. Poate treceți printr-un moment delicat. O probă de încercare, o situație mai tensionată, mai stresantă, cu un consum energetic foarte mare și când zic consum energetic, treceți printr-o situație în care probabil ajungeți la faza de nu pot singur sau nu mai pot să duc în spate povestea asta.
și ați avea nevoie de ajutor, de susținere. Dacă n-am zis, aveți ocazia de vedea cine vă este alături, puteți vedea că este cineva alături sau tamam pe dos că nu este cineva alături. Poate așteptați de la cineva să sară în ajutorul vostru la nevoie și acum când băiatul mai dragă, ia-l de unde nu-i și wow ce decepție poate să fie acolo, nu e prietenul la nevoie să cunoaște, nu e partenerul, nu e omul drag care ar trebui să fie alături de voi și să tragă, încât pentru unii poate fi încălcarea unui legământ al unei persoane care a zis că mamă, la nevoie, sunt lângă tine, cel mai bun prieten, apelează cu încredere la mine și iată, apelați, dar nu este, da, poate fi și tamam pe dos. O surpriză, descoperiți că cineva, poate chiar neinvitat, participă la povestea voastră, la criza voastră prin care treceți, momentul delicat. Și acolo. Și deschideți ochii și îl priviți într-o altă lumină decât înainte. Poate fi chiar o revelație șocantă. Wow! Nu m-am gândit că ești bun prieten. Pentru unii poate fi și o surpriză de natură sentimentală. Era acolo cineva și se dădea prieten. Sau mă rog, chiar juca rolul de prieten. Și descoperiți că nu e doar prietenie acolo. Că e iubire, că e mai mult decât iubire, că e un suflet pereche, dar care nu și-a băgat coada, neinvitat. Deci unii puteți avea surprize de natură, da, relațională, ori în jos, ori în sus. Ori ceva foarte bun se întâmplă fără să vă așteptați, ori ceva rău se întâmplă unde de fapt așteptați ceva bun. Rău în sensul ăsta, că vă poate lăsa baltă la greu. Dar mai degrabă e o surpriză plăcută. Un prieten adevărat apare așa de însenin. Poate era acolo, dar nu l-ați tratat ca atare. Poate v-a protejat așa de departe, ca un susținător din umbră. Și abia acum deschideți ochii și îl vedeți acolo. Și poate fi un mic șoc, dar poate fi un șoc plăcut la urma urmei. Dar nu uitați că se poate să fie și un șoc neplăcut, ca tocmai persoana iubită, cel mai bun prieten, omul pentru care a fi băgat mâna în foc că va fi lângă voi la greu, taman el nu e de găsit. Vărsătorul e un moment al vostru de apogeu din multe puncte de vedere. Scorpionul pentru voi este în cea mai înaltă poziție, în casa 10 a recunoașterii, a valorii publice, să zicem așa, imaginii publice sau succesului, hai să zicem, carierei, împlinirii, încât pentru voi poate fi un moment de atingerea unui apogeu. Pentru alții, acum vă setați un mare obiectiv care cândva, probabil peste 6 luni, va deveni un apogeu. Numai că ce vă setați acum implică multă muncă. Poate peste puterile voastre, mai mult decât credeați. Și de aia, fiind un obiectiv atât de înalt, colosal, vi se cere și un consum de resurse mai mare ca oricând, dar pe care le aveți. Aceste resurse le aveți. Sau nu sunt încă la nivelul maxim pe care îl doriți, dar aceste resurse în timp, prin studiu, prin auto cunoaștere, prin dezvoltare personală, prin amplificarea voastră ca valoare, vor crește și resursele. Încât s-ar putea să fiți, într-un fel sau altul, îndemnați de țelul ăsta al vostru măreț, îndemnați să cam puneți mâna pe carte, să deveniți din ce în ce mai bun, să vă dați niște examene, să treceți la nivelul următor, să mai faceți o facultate, să creșteți intelectual, cultural, mental, din toate punctele de vedere. Poate chiar îndrumat, poate chiar obligat de niște împrejurări. Gen, uite, peste un an o să se dea un concurs pe post în care ai putea fi, wow, coordonator de proiect. Poți? O să ziceți unii, n-am mai încercat așa ceva, e greu, dar e foarte provocator, dar e foarte incitant. Și vă adunați forțele. S-ar putea să aveți timp. Asta e poate norocul vostru, că o să aveți timp la dispoziție să pregătiți creșterea, dezvoltarea, acumularea acelei experiențe sau
ce vi se cere la momentul respectiv. Și vă apucați de treabă. Ziceți, măi, e prea minunat scopul ăsta ca să îl abandonez, ca să, măcar să încerc. Dar, de fapt, ținta vă obligă să vă autodepășiți. Și atunci când va fi marea confruntare, să fie un succes de plin, nici nu știți de unde scoateți resurse. Aveți. E ca și cum aveți în debara o cutie cu niște resurse pe care nu le-ați folosit, ale voastre, și le descoperiți acum că s-a evit marele țel. Fără țelul ăsta n-ați umblat în debara să vedeți dacă știți să faceți lucrul ăla. Vă împinge de la spate, vă... Hai, că poți. Dar poate fi voința proprie. Vreau lucrul ăla, pot lucrul ăla. E nebunesc, ce greu este o să spuneți voi, sau poate o să vă spună și alții, poate chiar această opoziție de multe ori o să fie, mai nu poți, mai e o nebunie, cum să vrei tu să intri la NASA? Măi, dar eu vreau la NASA. Și vă adunați de unde nu știți voința să acumulați informațiile care o să vă deschidă ușa la NASA. Nu direct examenul la NASA, metaforic vorbind. Dar de-aia zic că e ceva colosal, e ceva wow, e ceva care rămâne lumea gură căscată, ceva original, ceva inedit, ceva fisticiu, ceva nebunesc, la care alții nu se bagă, că e greu. Dar pe voi vă atrage greutatea, vă atrage această provocare și vă simțiți în stare, adunându-vă forțele către marea victorie, da, care e undeva în perspectivă. Peștii, voi aveți nevoie de un pic de liniște, culmea, deși nu prea e liniște, la câtă energie de scorpion acolo, este o energie destul de tumultoasă, se aude așa zângănit de arme în jur. Dar parcă voi, poate și datorită acestui trigon care se va forma săptămâna asta, trigon de apă cu Neptun de la voi din ogradă, voi s-ar putea să vă baricadați așa un pic, într-o lume a voastră, de voie sau de nevoie. Se lasă liniștea sau închideți voi obloanele să se facă liniște. Cam asta e sentimentul. Parcă nu vreți să mai vorbiți cu nimeni, parcă nu vreți să fiți influențat de nimeni, parcă vreți să vă creați propriile idei, principii, păreri despre o anumită situație, dar în unele cazuri tăcerea, liniștea poate fi provocată de alții. Dispar niște oameni din viața voastră. Nu mai sunt acolo. Și de aia e liniște. Bun, la un moment dat liniștea vă poate șoca. De ce e atât de liniște? Nu vă dați seama de ce, cine a generat această liniște. E, liniștea este generată de plecarea, terminarea, încheierea unor relații toxice din viața voastră. Până acum erau niște persoane în jurul vostru și tranca, vorbă multă, vă chinuiau, vă trăgeau în toate părțile, jucați un rol în viața lor. Era normalitate gălăgia din jurul vostru. Acum așa vă treziți într-o dimineață și vă uitați în jur și e liniște. De ce? Pentru unii vă plictisește? Pentru unii nu vă place? Alții ziceți, măi, ce liniște ciudată s-a lăsat în planul ăsta. Chiar nu se mai întâmplă nimic? Păi nu se mai întâmplă, că nebunia era creată de altcineva care... din diverse motive, ori l-ați eliminat voi, ați fost suficient de înțelept să-l scoateți din peisaj, ori și-a jucat rolul și la revedere, ori a plecat și a dispărut ca măgarul în ceață. Dispariția unor oameni din viața voastră, indiferent cum dispar, uneori poate fi și moarte, dar nu vă gândiți la asta, unii oameni dispar la momentul potrivit pentru voi. Da, unii o să ziceți, vai ce singur sunt, vai ce liniște este, unde e cu tare, mi-e dor de el, poate fi și o doză de asta, de obișnuință, v-ați obișnuit cu trâncănitorul ăla șef lângă voi. Și acum că nu mai este, parcă ceva vă e străin. Dar dintr-o dată o să vă dați seama ce bine este, ce liniște este, ce sunt, mi-aud gândurile, îmi trăiesc viața, sunt eu însumi, pentru că au dispărut căpușile, au dispărut cei care trâmbițau continuu în jurul vostru, care vă foloseau. Gălăgia era creată de oameni nepotriviți vouă.
în unele cazuri poate chiar acum dispare respectivul. Și pe un loc liber poate intra altcineva, poate mai folositor, poate mai benefic. Poate abia acum vi se arată sub formă de inspirație ideea că ar cam fi timpul să scoateți pe un om din viața voastră. Gata, frate, mai obosit, nu mai avem ce discuta, suntem străini, mai chinuit. Deci sunteți gata să rupeți o relație dacă nu mai e nimic acolo, dacă sunteți străini, dacă din amici v-ați transformat în inamici, dacă din iubire v-ați transformat în ură și aveți această viziune că foarte curând, cât de curând, trebuie să le eliminați. Nu spre chinul vostru, nu spre suferință, ci dimpotrivă. Și asta vine sub formă de feeling, intuiție, de presimțire. Sunteți în preajma acelei persoane, ceva vă spune, poate chiar fizic, dar cred că mai degrabă emoțional, psihic, simțiți, mai nu, e câh omul ăsta, trebuie să-l scot. Și o să o faceți. Dacă nu, cumva, universul o să conspire, așa cum spuneam, și o să vi-l scoată din cale. De aia, dacă cineva dispare, tace, vă blochează și altele de genul ăsta, care la prima vedere vă generează suferință, vai săracul de mine că m-a părăsit, într-o zi o să vă uitați cum dispare în zare și o să mulțumiți universului că vi-a scos din cale. Nu-l căutați, nu-l trageți înapoi, ci spuneți-i rămas bun ca să vă liniștiți și pe locul liber, vacant, poate să apară cine trebuie. Asta este săptămâna cu numărul 46. Mamă, ce săptămână o să avem și acum, dar știți foarte bine că aceste energii se pot simți și câteva zile bune de acum înainte, chiar dacă aspectele sunt acum, unele influențe se pot simți zile, săptămâni, luni. O săptămână minunată vă doresc, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă, despre luna noiembrie, despre fiecare horoscop zilnic în care oricum voi mai vorbi despre aceste aspecte și la momentul care se produc, că o să avem așa, cam în fiecare zi câte un eveniment. Până una alta să ne pregătim de luna nouă și să ne setăm un mare obiectiv de schimbare la noi înșine. Și vă doresc succes!